Sfatul împăratului. A fost odată un împărat înțelept care își iubea supușii. El avea grijă ca fiecare locuitor al împărăției să fie răsplătit după ce și cum făcea. Toți erau mulțumiți, iar când unul dintre supuși greșea, împăratul nu-l pedepsea de prima dată, ci îi dădea încă o șansă. După un timp, împăratul îmbătrâni și venise vremea ca fiul său să-i urmeze la tron. Acesta nu era însă sigur că va fi un conducător la fel de bun ca tatăl său, așa că într-o zi îl întrebă care e secretul păcii și armoniei ce domnește în întreg regatul. Atunci împăratul l-a purtat prin castel, până au ajuns în fața unei uși. În încăpere erau niște oameni cărora li se aduceau din belșug bucate gustoase. Fiecare avea vasul lui, însă toți acești oameni aveau legate de brațe niște linguri cu cozile foarte lungi, astfel încât nu puteau să ducă mâncarea la gură. De aceea slăbiseră mult și erau tare necăjiți. Fiul împăratului a rămas foarte mirat de cele văzute. De ce i-ai pedepsit, tată? Întrebă băiatul. Nu eu i-am pedepsit, fiule, ei s-au pedepsit singuri. Vino, îți voi demonstra. A deschis ușa altei încăperi. Acolo erau alți oameni cu aceleași vase cu bucate alese și tot cu linguri cu cozi lungi legate de mâini. Numai că aceștia erau grași și veseli. Cum de acești oameni sunt grași și veseli? Doar și ei au mâinile legate, se miră băiatul. Foarte simplu, îi răspunse împăratul. Acești oameni s-au hrănit unii pe alții. Învață-ți supușii să se ajute unii pe alții, să nu fie lacom și egoiști. Fii tu însuți un bun exemplu pentru ei și veți avea cu toții un trai îmbelșugat și liniștit.